Deci, și numai puțin să văd eu aici. Spunea o persoană că nu poate să intre și să vedem. Până atunci, dacă vreți, puteți să mai spuneți care a fost ultima voastră icoană pictată sau dacă aveți vreo icoană în lucru, să-mi spuneți, eu lucrez la această icoană. La ce icoane pictați-o? Bună seara! Abțineți. Haideți să încep eu să fac un puțin curaj. La aceeași icoană am reușit și am pus Ia. lumina. Domnul Marius ne Da. spune, eu lucrez la cea cu Maica Domnului. Ah, super! Foarte bine, domnul Marius! Da, felicitări, domnul Marius. Doamna Gabriela, vorbiți, dar nu vă auzim, dar nu știu ce, nu aveți microfonul oprit. Nu, nu l-am oprit. Nu, nu mă auziți? Nu vă auzim. Am să ies și Depinde de reintru. la microfon, să vedeți. Da, intrați, da, ieșiți și apoi mai intrați încă o dată. Da. Da. Ia uite, doamna Mariana ne spune, noi lucrăm la a doua icoană cu Isus. Foarte bine, felicitări! Sunteți deja la a patra icoană pe sticlă, nu, doamna Mariana și cu Florentina? Foarte bine! Și domnul Marius este deja la a treia icoană. Așa, mai puțin de cât o lună și jumătate deja. Este la a doua icoană, felicitări! Așa, să începem în seara aceasta, imediat. Și să dăm un share screen. Și în seara aceasta, dragilor, vorbim despre arta iconografică, puncte între suflet și sacru, fiindcă, cum vă spuneam la început, nu mă auziți cu toții sau de ce mi-a apărut ceva pe ecran că nu se aude? Mă auziți, nu? Puteți să-mi dați să aude, Da, nu? auzim. Da, super, mulțumesc, deci se aude. Și am început să investighez, să spun așa, mai mult și partea aceasta, adică pe lângă o parte de terapeutică, așa, da, acotată pe partea psihologică, e și pe partea de spiritual, nu? Sufletește, până la urmă pictăm icoane, adică nu facem orice artă și de aceea putem introduce și partea aceasta de suflet. Nu-l vedem, e invizibil, dar știm că e acolo și când nu-l băgăm în seamă, da, sau nu-i oferim ceea ce și el are nevoie, se vede și în viața de zi cu zi, dacă noi ignorăm sufletul, merge o perioadă, dar după aceea își lasă amprenta și nu mai funcționăm chiar atât de bine, să spunem așa. Ia să vedem dacă a venit doamna Gabriela. Ați venit? Vreți să ne spuneți la ce icoană pictați? Da, am venit, nu știu, mă auziți acum? Vă auzim, da? Da. Dacă Bun. rămăsesem la dumneavoastră, ne vrea să ne spuneți ceva. Da, vreau să vă spun că la aceeași icoană lucrez, la icoana lui Isus, și că am pus lumina. Da. Super! A, deci vă apropiați de final! Aproape de final, mai am un pic să văd, să mai dau o mână la lumină și după aia mă apuc de auriere. Da, am urmărit tutorialul și da. Continui cu și parcă prinde viață. Tot o ridic, mă întorc, mă uit la ea și mi-e tare dragă. Este evident că e mult mai frumoasă și mai evoluată decât cele care le-am făcut până acum.
Și au fost frumoase, că au fost primele și Acum, sincer, să de fiu numai, așa. da, ca să Da. știe și cei care nu au mai fost până acum, ca o mică, așa, o mică paranteză, doamna Gabriela Dragilor a pictat două icoane autodidact, da, urmând lecțiile din mail și apoi s-a înscris și la cursul cu Isus și acum deja se apropie de finalul cursului cu Isus și din acum dumneai ne spune cum a fost să picteze singură, nu autodidact, să vă dați, deși acele lecții sunt bune pentru începători, adică, dar dacă pe nivel mai profesionist și deja doamna Gabriela acest lucru începea să ne spună cum este să lucrezi la un nivel mai profesionist, nu doamna Gabriela? Da, ideea este că altfel lucrezi atunci când ți se atrage atenția asupra unor lucruri care tu inițial zici că sunt minore, dar ele sunt majore, inclusiv consistența vopselei. Nu mai zic de paletă de compoziție, de ce nuanțe amesteci, dar păstrarea culorilor, dar atenție, nu pune cotul pe ce după ce ai făcut conturul. Atenție, vezi, poți să folosești maștocul. E important, exact ca la școală. Dacă îți repetă profesorul o dată, de două ori, de trei ori, spui, măi, stai, într-adevăr că are dreptate. Aici este o chestie. Nu Nu, zic, nu, nu ar putea să tutorialele zic chiar așa. au fost. Sunt minunate. Sunt exact ca și cursurile pe care și tutorialele Mai pe care le avem scurte. acum. Da, Da, mai poate că mai scurte, pe scurte, dar scurt se poate, pline da. de ideile principale sunt acolo, adică poți foarte bine. Dar. Ați făcut două și acum vedeți unde este diferența la profesionist. Dar am învățat și am înțeles de ce e bine la lumină să faci triunghiuri, că dă o anumită finețea costumului, de ce să faci liniile, nu le lași cu vârfurile pătrate, da, le dai puțin ascuțime. Și a fost clar, după ce s-a făcut, am făcut corecția cu bețișorul fermecat, s-a văzut, s-a păcat că n-am fost făcut neapărat, n-am făcut o fotografie înainte și după, că este evidentă diferența. Da, și sunt foarte, foarte multe. Nu spun, nu, mi-s dragi și cele două pe care le-am făcut, mai ales că le-am făcut din tot sufletul și le-am și dăruit din tot sufletul. Dar acum e altceva. E cu totul și cu totul altceva. Da. Și de Da. asta mă bucur că sunt și eu alături de voi, toți cei care înțelegeți ceea ce spun și. Da. Și Mulțumim. la fel mai vreau să mai spun o treabă care am observat că foarte mulți vor să facă cât mai multe icoane. Și același lucru l-am făcut și eu. Deci am început cu Sfântul Alexandru, Sfântul Ierarh Alexandru. Nu m-am putut stăpâni și am trecut să fac și următoare. E o chestie parcă te atrage, te cheamă, te absoarbe. Și n-am școală, n-am specializare, cursuri, n-am mai făcut chiar niciun curs de cum să ții pensula în mână și uite așa să faci. Și de asta așa parcă s-a ridicat un văl de pe ochi și am putut să. Da, m-am bucurat că am făcut niște pași pe un drum care mi l-am dorit, mă uitam așa ca cu, cum să spun, cu drag la cei care reușeau și îmi doream și eu, vreau și eu, aș vrea și eu, dar nu știu cum, nu-mi iese. Da, da. Da, mult, mulțumesc mult. Cu Mulțumesc mult drag, da, și noi vă mulțumim. Da. mult. Mulțumesc mult. Bună seara, doamna Emilia. Da, nu știam ce sunt cu. Bună seara, momentan sunt la icoana numărul 2. Wow, domnul Teodor, v-ați apucat de pictat. Foarte bine, felicitări. Da, este prima dată când pun. Ați văzut, ați primit linkul și de acum 2 zile, deci l-am programat în Zoom și văd că are pe setările un pic diferite. Era ceva, am zis să fie totul ok. Bun, dragilor,
Pentru seara aceasta o să vă vorbim așa vreo 20 de minute partea aceasta ce am eu să vă spun și apoi avem parte de întrebări și răspunsuri și la final cadoul surpriză pe care vi l-am promis astăzi fiind și Sfântul Proroc Daniel. O să primiți șablon, culoare și contur la Sfântul Proroc Daniel și să scrieți dacă aveți sărbătoriți astăzi. Chiar sunt curioasă. De exemplu, la mine s-au nimerit socrii să fie. Pe socrul cheamă Dan și pe soacra Daniela. Și sunt amândoi sărbătoriți astăzi. Și ne amuzam așa de coincidențe că pe ei cheamă Dan și Daniela, da? Și pe soțul meu îl cheamă Ovidiu Mihail și eu sunt Mihaela. Și nu uite că sunt anumite coincidențe așa drăgălașe care ne încântă, mai ales când e vorba și de sfinți, nu? Sărbătorim sfinți împreună, Sfântul Proroc Daniel, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gabriel. Și sunt curioasă așa și voi dacă aveți partea aceasta de coincidențe fericite. Bun. Partea de artă iconografică bizantină este dincolo de granițele estetice, adică pe noi nu ne interesează, adică ne interesează partea de estetică, da, vrem să arate o icoană frumos, dar ne dorim mai mult de atât și ajunge cu adevărat, acum, dacă astă vară, să zicem, acum câteva luni, nu eram sigură, acum pot spune cu mâna pe inimă, da, că ajunge la cele mai profunde rădăcini ale sufletului. Eu trăisem acest lucru încă din perioada adolescenței sau preadolescenței, da, când începusem să pictez icoane, dar m-am gândit că mi s-a întâmplat doar mie sau că poate mi se pare, nu m-am gândit atât de profund și mi se pare fascinant și chiar vreau să mulțumesc pe această cale tuturor care și-au făcut curaj să înceapă să picteze și chiar vă mulțumesc pentru toate recenziile, toate mail-urile, toate părerile voastre sunt foarte importante pentru mine și ați văzut că am ținut cont, am început să fac acel codul pictorului, da, și în care vă invit să-mi spuneți în continuare provocările voastre, indiferent că sunteți la partea de curs, premium, da, la nivelul de profesionist sau sunteți la nivelul de începător, testați prin cele 7 lecții de pe mail. Ați văzut că mă străduiesc să luminez partea aceasta cât mai mult posibil. Ia uite, doamna Luiza ne spune bună seara, la mulți ani sărbătoriților dumneavoastră, dar și celor care vă urmăresc. Da, doamna Luiza, mulțumesc și eu și mulțumim și la mulți ani tuturor care își celebrează astăzi ziua. Ia uite, Luminița ne spune, fratele meu Daniel, super, ce frumos, la mulți ani fratele dumneavoastră, da. Ia uite, Teodor ne arată prima icoană, este prima Teodor. Acum cei care, că acum nu, uitați doamna Gabriela, că ați vorbit mai devreme, vedeți diferențele, domnul Teodor face la nivelul foarte începător, și, dar nu faceți după cele 7 lecții, că eu nu am dat asta în 7 lecții. Sunt anumite, na, o să, dacă vreți vorbim în privat pe partea de feedback, dar se vede, cum să zic, în același timp, spre desen, așa ca hobby, mai mult spre o parte așa de, mai mult să ne gândim la un copil care colorează, dar mai mult, dacă vreți, pe partea aceasta de icoane, înseamnă și o responsabilitate, fiindcă este vorba de icoane, este vorba de ceva sfânt și ne asumăm partea aceasta, adică fără a vă descuraja. Adică eu vă încurajez pe toți să testați, este foarte bine și cum a făcut domnul Teodor și sunt mai mulți, nu le-am pus și aș putea să fac o listă de cel puțin 20-30 de astfel de icoane pe care le-am primit și oamenii mă întreabă dacă pictează bine. Păi începe mai ales, dragilor, de la șablon. Dacă tu ai, nu ai șablonul bun, dacă tu nu ai respectat stilul bizantin și în cazul dumneavoastră de domnul Teodor, știu că ați fost și data trecută și am vorbit de stilul bizantin, cele 10 caracteristici principale ale icoanelor bizantine.
Este foarte important să respectăm canonul bizantin, fiindcă icoanele, dragilor, este o binecuvântare, da? Conectezi tu cu sufletul tău, dar este și o responsabilitate. Și vă arătam duminica trecută partea aceasta de stilul naiv, stilul realist, stilul bizantin și tehnica în vitraliu. Este foarte important noi să ne asumăm ceea ce pictăm, să nu facem ochi, nas strâmb, umerii prea strâmbi, adică totul trebuie să fie cât mai echilibrat, armonios, culorile bine puse, liniile făcute drepte, corect. Da, acum depinde fiecare ce își dorește, cât mai mult și pe partea aceasta. Așa că o mică paranteză și doamna Emilia, da, mi-am amintit când a spus, m-am văzut numele doamna Emilia, chiar mi-am amintit că știu că unii dintre gemeni dumneavoastră, da, numește Daniel și pe celălalt Vladimir. Mă bucur că ne înmulțim grupul, le urăm bun venit, da, doamna Emilia și noi ne bucurăm, felicitări și pentru toate icoanele. Deci, doamna Emilia, dragilor, este deja la 8-a icoane în 6 luni și a învățat tehnica corectă. Ea a luat de la început, ea știe exact totul cum să facă și este de admirat ca tânără pensionară, ceea ce face dumnea ei și cu nepoței pe lângă. A început și ei să o pună acolo mânuțele în pensulă. Felicitări, doamna Emilia! Mulțumesc, bună seara tuturor! Bună seara! Bine au venit alături de noi! Da, bine v-am găsit! La mulți ani nepoțelului, să-i spun! Da, mulțumesc mult, la mulți ani și celorlalți, Daniel, din grupul nostru, sau cei care au pe cineva cu acest nume. Da. Înțeleg că și mâine este un alt Daniel, Da? Sfântul Silvestru Daniel, da. Sunt mai mulți sfinți. Da, sunt mai mulți, da. Da. Cel mai cunoscut este Sfântul Prorop Daniel, eu așa știam. Acum cred că... Da, acum dacă zicem de două ori la mulți ani și nepoțelui dumneavoastră și socrilor mei, nu cred că se Nu, supără nimeni. nu strică, da. Da, și fratelui Luminiței, nu spune la toată lumea de două ori la mulți ani. Sigur că da. Da. Gabriela spune, domnul Teodor, felicitări pentru pașii făcuți pe drumul minunat al picturii de icoane. Da, este un drum, este ok, este la început, mai depinde ce vă doriți dumneavoastră mai departe. Deci nu, dacă vă doriți doar așa ca să pictați, dar nu puteți să le duceți poate la biserică sau să le vindeți sau... Și pe partea de cadouri, noi avem o responsabilitate, adică nu că vă zic să nu dați cadouri, doar că vă zic să vă gândiți din ce categorie vreți să faceți parte. V-aș recomanda să începeți dacă nu vreți, că știu că mi-a zis, v-a mai întrebat la alte webinarii, da? Și știu că a spus că nu vreți la cursul online premium. Bun, atunci veniți la... Din cele 7 lecții aveți acolo niște baze foarte bune. Doamna Gabriela deja a pictat după ele și a venit la cursul premium și și-a aprofundat. Deci eu nu vă zic că fără cursul premium nu puteți să pictați corect. Adică se poate picta. Mai este și doamna Mariana și Florentina, care dumnealor tot la fel au pictat două icoane după strategia mea, ce le-am oferit eu da, pe partea de mail-uri de YouTube și au pictat foarte bine, au respectat strategia. După aceea au vrut să aprofundeze și acum au terminat, de cred că o săptămână sau două, abia au terminat cursul cu icoana lui Isus. Este, dacă nu era vorba de icoane, nu intram în acest detaliu, fiindcă putem să facem fiecare ce vrem, arta e liberă. Dacă vă doriți doar partea de tablou, da, putem să facem orice ne dorim. Dar fiind vorba de icoane, fiind vorba de ceva sacru, nu cum nici în biserică nu ne putem duce îmbrăcați oricum dorim sau nu putem să stăm în orice poziție dorim, la fel și la icoane. Dacă vă doriți să se numească icoane, avem nevoie să respectăm anumite canoane stabilite de acum 2 ani, 2000 de ani. Nu noi le-am stabilit acum, sunt anumite... Daniela, îmi spune mulțumim frumos pentru ora. Ei, Daniela, ai ajuns, bun venit, la mulți ani! Da, dragilor, să Mulțumesc și mie. revenim cu drag. Mulțumesc. Revenim pe partea aceasta. Așa. Asta așa ca o mică paranteză, da, pentru partea aceasta, că avem și o responsabilitate, nu cum... Și gândiți-vă că și un preot nu are partea aceasta de responsabilitate, nu cum și el ne învață, ce ne spune în Evanghelie, ce
mi s-a dat mai departe și noi fiind vorba și de partea de religie, credință, nu? Pentru că altfel nu ați fi fost aici dacă ați fi fost atei. Deci nu aveți cum să pictați icoane ca să vă conectați cu sufletul sau ca să vă gândiți că faceți o faptă bună sau să dați cadou la cineva dacă erați persoane care nu credeați în Dumnezeu. Maxim, ce se poate întâmpla, nu știu, poate să fie cazul, am mai auzit în alte cazuri, persoane care încă nu știu, dar nu sunt convinse că sunt atei. Sunt așa între, n-au avut parte de educație religioasă, îi atrage și ar simți. E, și atunci au fost cazuri, am citit de prin Franța, unde țin cursul de pictură bizantină, când ei pictând icoane, au început să simtă apropierea de Dumnezeu, dar ei nu erau atei, erau așa între nehotărâți, nu știau exact ce și cum. Deci nu avem cum să venim aici dacă noi nu credem că există ceva superior, nou, atotputernic, care ne ajută, ne îndrumă, ne ghidează. Da. Și desigur, ia, uitați, artistul, da, noi cei care pictăm devenim un vas al Duhului Sfânt, fiindcă noi spunem rugăciunea iconarului, da, înainte să pictăm, noi ne lăsăm îndrumați de Dumnezeu pe partea aceasta. Și trebuie să ne gândim foarte mult când pictăm, ne gândim cu respect. Și dacă tu ai respect față de ceea ce pictezi, te străduiești să faci cât mai ok pe partea aceasta. Și e vorba de sfinți, adică oameni mari, evlavioși, care s-au murit pentru credința noastră, că adică nu putem să-i reprezentăm oricum am vrea noi. Da, la un copil de 7 ani este foarte ok, trimitem floricele, că e foarte bine că îi face și pentru vârsta lui este foarte ok. Însă noi, ca adulți, da, sau copii mai mari, chiar e important să fim atenți. Culorile, ați văzut că la sticlă ies mai vibrante, da? Sunt mai strălucitoare, diferit de icoanele pe lemn care sunt mai întunecate. Însă, să știți că icoana înseamnă lumină și atunci este foarte ok dacă ele prin sticlă, că până la urmă folosim aceleași culori. Deci eu cu aceleași acrilice am pictat și pe lemn și pe sticlă. Exact aceleași culori, n-am făcut nimic diferit și au ieșit în nuanțele diferite. Pe sticlă este mai luminos și pe lemn este un pic mai opac, fiindcă lemnul absoarbe. Sticla nu are unde să absoarbe, din contra, facilitează să iasă mai luminoasă culoarea. Și acest lucru este ok, fiindcă te duce într-o lume dincolo de material. Adică, de exemplu, poza aceasta este pe verso, da? Când noi începem și pictăm. Și după ce am terminat de pictat, noi o întoarcem pe partea cealaltă și apare mai luminoasă decât pe partea aceasta, da? Și acest lucru este foarte bine și foarte ok. Ne putem gândi așa la nivelul mai profund, da? Fiecare pensulare este o căutare și o aflare a sensului într-un dialog tăcut cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu Sfântul pe care îl pictăm. Că noi atunci când pictăm, noi ne concentrăm la acolo, suntem acolo în prezență, ne rugăm, punem pe fundal acatistul Sfântului. În iconografia bizantină pe sticlă, fiecare element are propria sa semnificație. De exemplu, auriul reflectă gloria și nemurirea cerului, albastru profund vorbește despre prezența totputernică a lui Dumnezeu, iar roșul mărturisește despre jertfa și iubirea necondiționată. Și un citat care îmi place mie foarte mult este: fiecare icoană finisată este o poartă deschisă către eternitate, un semn că în mijlocul trăirilor noastre pământești, sacralul ne este mereu aproape. Și chiar mi-am adus acum aminte de o doamnă care a făcut cursul cu icoana lui Isus și îmi povestea că ce a simțit tot așa pe partea aceasta, da, și zicea că efectiv atunci când pictai veneau în minte și aducea aminte că la biserică copilașii de 2-3 ani zâmbesc la icoane. Zicea, măi, n-ai cum, că ei sunt puri, adică n-ai avea cum să le zică cineva, uite, ai respect față de icoane. Ei pur și simplu zâmbeau și se simțeau bine pe partea aceasta, că așa simțeau ei. Și pictând, ea și cu fiica ei au pictat fiecare câte o icoană și pictând icoane, efectiv s-au simțit și ele așa
cum trăiesc acei copilași partea aceasta și mi s-a părut fascinant. Deci chiar icoana ne aduce partea de suflet, de sacru mai aproape. Și când o privim și când o pictăm, tot mai mult când o pictăm. Prin crearea de icoane, artistul, iconarul, începătorul, oricine ești, tot ce ai făcut, noi suntem, ne asumăm un rol de icoană. Biblia este o Biblie în imagine, da? Și noi atunci ne asumăm un rol de mesager sau un mic evangelizator, da? Între divin și uman, intermediar între credincios și sfera de sacru. De aceea se numește artă sacră. Este o cale prin care frumusețea, armonia și sfințenia sunt aduse în lume. De aceea este foarte important să dăm atenție la partea de linii, da? Și să le corectăm, cum spunea și doamna Gabriela la început. Până să corectezi, nu ies liniile drepte și nu avem cum, așa este la toată lumea. Însă, ca să-i redăm această parte de frumusețe, este important noi să corectăm liniile și știți că v-am mai spus de acel bețișor pe care eu l-am inventat acum câțiva ani și care mi-a salvat foarte mult timp și m-a ajutat să fac icoanele mai frumoase, pentru că m-am chinuit foarte mult timp, nu se predă nicăieri, m-aș fi bucurat să fi învățat în liceu cu toate tehnicele, dar nu se poate și noi mereu îmbunătățim partea aceasta, deci de aceea, dragilor, aveți acces la partea aceasta, știu că am trimis și pe mail, la cei abonați, da? Și dacă ați venit aici, cred că sunteți deja abonați la mail-uri, da? Și ați primit și să folosiți bețișorul. Se face foarte ușor și simplu. Aveți un tutorial de 2 minute jumătate. Este foarte eficient, foarte bun. Da. Și ne gândim că este un manifest al credinței. Deci nu este doar o piesă de artă. Altfel nu ne-ar fi interesat să facem floricele dacă ne gândeam doar la partea de artă. Este o artă superioară artelor, nu este pentru sufletul nostru. Noi când pictăm o icoană și o vedem, da, este o invitație la reflexie și introspecție, un îndemn la creșterea spirituală și la o comuniune mai profundă cu lumea nevăzută. Fiecare creație este o declarație de speranță și un ecou al chemării la o viață plină de sens și de lumină, cea neînserată a credinței. Vă dați seama ce profund, așa, când stai și analizezi lucrurile și mai vorbeam și dățile trecute, da, cu cei care s-au mai fost, că noi avem acces la foarte multe informații și putem să învățăm în câteva săptămâni ceea ce au învățat alții în ani de zile sau se făcea în trecut, acum sute de ani, ucenicie, ca să te faci pictor iconar, începeai de la 11 ani cu ucenicia și abia o terminai pe la 16-17 ani, treceai la alt nivel, dar tu singur să faci, dura 10 ani. Ca tu să te poți semna pe spate iconar, da, adică, da, ui, legat de semnat, știu, m-a mai întrebat ceva la un moment dat, vă puteți semna pe spate și eu mă semnez. După ce le termin pe spate, în margine, așa ușor, cu un marker care nu se ia direct pe sticlă sau pe spatele icoanei. Dacă sunt întrebări până acum sau dacă aveți întrebări, după aceea vine partea cu Sfântul Proroc Daniel și sunt curioasă până aici cum este pentru voi. Dacă nu aveți întrebări, atunci să trecem mai departe. Vreau să vorbim un pic, fiindcă este ziua Sfântului Proroc Daniel și noi atunci când înțelegem viața Sfântului, a cărei icoană pictăm, noi suntem mai implicați, avem mai mult respect în ceea ce facem, adică nu e un personaj Disney, nu zic Disney că mi-a venit în minte că erau pe și foile fetei, da, desena se ia un cățeluș, ce văzut se ia. L-a văzut și foarte chic, da, când ești mic poți să vezi și așa, că vede la mine icoane, nu, și zice vrea și ea, Doamne, Doamne, să picteze și e foarte ok, ce face ea la 4 ani și ce fac copilași în general când sunt mici, e foarte bine. Dar dacă vrei mai mult, mai ales de la 10-11 ani, deja ești mai mărișor și încerci cu atât mai mult noi ca adulți, da? Și este bine să
înțeleagă copiii și noi ca adulți să citim un pic despre sfântul pe care îl pictăm. Și legat de copii, știți că pe Alexandra, cu toții o știți, da, și copilașii ei, care recordul este până acum, la 4 ani a pictat prima icoană, o fetiță, Anastasia, și băiețelul de 8 ani. Și îmi povestea Alexandra, nu sunt pozele publice, dar mi le-a trimis mie în privat, și mi-a arătat poze în care le printase o pagină cu viața Sfântului Alexandru. Și copiii au fost mult mai captivați. Deja le-au citit înainte viața Sfântului, după aia le-au citit Acatistul Sfântului. Ei, și copiii, la o vârstă atât de mică, ei au fost pătrunși de taina aceasta mult mai profund. Ei înțelegând, wow, pe cine pictez? Are acatist, are viață deosebită. Da, în cazul lor s-a nimerit să fie Sfântul Alexandru, pe mama lor o chema Alexandra, pe bunicul de pe mamă tot Alexandru. Deci au avut o motivație, hai să facem cadou mamei. Bun, dar pe lângă asta, cine e Alexandru? Cine e ca sfânt? Ei, uite că i-a ajutat foarte mult, deci de aceea chiar vă recomand. Când găsiți un model simpatic, căutați pe internet, să fiți atenți, că mereu să scrieți bizantin, da? Și vreți partea aceasta, da? Ei, și atunci să căutați și despre sfântul pe care îl pictați. Este foarte important. Bună seara, doamna Gabriela, mă bucur că ați venit. Bun, Sfântul proroc Daniel, da, este foarte important pentru tradiția noastră creștină și religia noastră, da? Și ne reprezintă un act de credință neclintită și devotament față de Dumnezeu. Fiind proroc, are învățăturile sale, da? Le găsim în Vechiul Testament, pline de înțelepciune și putem să găsim 3 minuni ale sale, da? Cele mai cunoscute. Toți știm de tălmăcirea viselor, da? Deci Sfântul proroc Daniel a fost capabil să interpreteze visele regelui Nabucodonosor. Și chiar citit, m-am tot gândit astăzi, dacă o să vorbim despre asta, și m-am căutat, m-am documentat pe partea aceasta, am scris așa o parte mai succintă așa, dar am citit mai mult din toată asta și citisem că nimeni din toți magicienii, na, că era păgân împăratul, nu? Că erau atunci cu evrei, da, care erau în minoritate și regele era păgân și nimeni nu reușise din toată casa regală să facă acest lucru și uite că a reușit Sfântul proroc Daniel, da? Și acest lucru a crescut așa partea în societate, nu? Nimeni nu a reușit altcineva de lângă curtea regală și uite că a reușit un om care avea credință în Dumnezeu. Și acest lucru subliniază importanța revelației și a înțelepciunii în creștinism. Și, desigur, ne mai putem gândi că Dumnezeu comunică cu oamenii, da? Adică cu toții avem anumite, nu știu, simți așa, parcă ți-a zis un geraș, nu? La ureche. Nu prea știi ce să faci sau așa. Și este fascinant să învățăm să ne conectăm la partea aceasta divină. Și pictând icoane ne ajută foarte mult. Și, iar o minune foarte mare pe care toți o știm, eu nu știu pe voi, dar cred că cu toți ați văzut și icoane în copilărie. Știu că întrebam pe mama mea și eram fascinată și mă gândeam de ce e cu groapa de lei, de ce sunt lei acolo, de ce erau niște icoane în care lei încercau să-l muște. Și eu întrebam, dar de ce așa? Și ea îmi spunea, păi uite că m-a fost pus ca să fie aruncat în groapa cu lei, da? Pentru că a refuzat să se închine la idoli, la idolii regelui Nabucodonosor, da? Deci, după ce i-am tălmăcit visurile, da? Și, dar, Sfântul proroc Daniel a supraviețuit. Deci, niște lei care mâncau oameni, dacă ei asta e, deci erau cum așa, se omorau oameni, nu erau pedeapsă cricare. Și el a supraviețuit. Și stai, deci te gândești, wow, acest lucru chiar înseamnă foarte mult. Și cu adevărat este un simbol al credinței neclintite și a protecției divine în fața încercărilor și persecuțiilor.
Adică putem ruga Sfântul Proroc Daniel dacă avem anumite gânduri, da, mai triste sau încercări în viață sau cineva râde de noi că suntem creștini sau că mergem la biserică sau că citim o rugăciune sau diverse provocări și Sfântul Daniel ne va ajuta. De asemenea, Sfântul Proroc Daniel a profețit venirea lui Mesia și stabilirea împărăției lui Dumnezeu, da? Mai departe putem, de acest și proroc, fiindcă a prorocit. E important să înțelegem și partea aceasta de nume, da? De ce în icoană îi spunem proroc, la unul îi spunem dreaptă, la unul îi spunem cuvios și o să le învățăm treptat pe măsură ce pictăm, ce citim viețile, fiindcă sunt anumite particularități la fiecare, cum ar fi și faptul că majoritatea prorocilor au acest sul sau o foaie. Da, cu o parte din credința lor, ce au spus ei, ce au propovăduit ei, da, cu o învățătură. Și sunt anumite caracteristici, da, pe care noi le putem folosi pe partea aceasta. Ca simbolistica icoanei Sfântului Daniel, în iconografia creștină, Sfântul Daniel este reprezentat ca un tânăr de o frumusețe angelică, semn al purității și devoțiunii sale. Este frecvent ilustrat în groapa cu lei, da, ce vă spuneam anterior și cum văzusem și eu în copilărie în acea icoană, subliniind credința sa neclintită și protecția divină. De asemenea, este văzut și ținând o carte sau un sul, simbolizând rolul său de proroc și înțelept interpret al viselor. Acum este această icoană pe care o să o primiți la finalul webinarului, o să o primiți cu toți cadou și o să vă invit să o pictați și chiar să-mi trimiteți poze să vedem cum a reușit. Icoana ortodoxă a Sfântului Proroc Daniel este plină de simbolism sacru. Aureola și fundalul auriu semnifică sfințenia și iluminarea divină. Îmbrăcămintea colorată indică înțelepciunea și statutul său spiritual. E, dacă ne gândim așa aici, îmbrăcămintea colorată, păi diferă de îmbrăcămintea unui sfânt cuvios, care el a fost sau unui sfânt pusnic care a fost călugăr și a avut haine cernite, da? Și atunci este îmbrăcat în negru. Deci nu putem picta sfinții oricum am vrea și punem noi acolo un nume. Pictăm așa ce vrem și apoi la final, m-am gândit, cred că e sfântul cu tare. Respectăm partea aceasta. Unii sfinți au haine mai colorate, da? Cu anumite detalii mai multe, fiindcă el a fost proroc, a făcut parte din clasa de sus a societății, da, și a fost și foarte înțelept și diferit de un sfânt pusnic, care el tot este foarte important, dar ca veșminte nu este reprezentat în haine colorate, are capul acoperit, sunt pictați în negru sau în albastru închis. Sulul în mână simbolizează revelațiile profetice, da? Deci, ce a spus el, acum vedeți pentru cei care sunteți la început pe parte de icoane, când pictați icoană, puteți să nu faceți parte de scris, este multe detalii, știți? Și acum vedeți cum simțiți. De asemenea, crearea acestei icoane și a icoanelor nu în general, da? Deci noi nu pictăm doar pentru noi, ci pictăm și pentru a inspira pe alți credincioși și aduce mai departe tradiția noastră ortodoxă. Culorile albastru și roșu reprezintă îmbinarea dintre divin și pământesc, cer și sacrificiu, iubire și spiritualitate. Icoana este o fereastră spre transcendență. Cam atât pe partea aceasta, dacă aveți ceva întrebări sau dacă cineva a mai pictat pe Sfântul Proroc Daniel, sunt curioasă. Dacă nu l-ați mai pictat, cine și-l dorește să-l picteze? Atunci, aș mai avea câteva
cuvinte de spus de partea de cursul premium, da, despre care noi am mai vorbit și probabil o să mai vorbim și cu alte ocazii, pentru că face diferența între a picta tu singur și atunci sunt persoane care nu o să picteze niciodată, nu o să vină niciodată la acest curs premium. Și este foarte ok. Deci, uite, este domnul Teodor, da? Deci el a zis că nu o să vină, dar el vine la toate webinarile, primește mail-urile și este foarte ok. Doar că pentru el o să fie un pic mai greu, na, din diferite motive, fiecare alege, da? Deci nu, iar eu această prezentare, da, o țin pentru persoanele care vor acest lucru să aibă parte de ghidaj și să învețe mai repede. Dar eu nu mă supăr și pe partea de mail-uri, da? Să știți că din mail-uri, în mai puțin de 6 luni, să știți că au pictat, numai din ce știu eu, ce mesaje am primit, să știți că sunt pictate peste 60 de icoane pictate de persoane începătoare care nu m-au mai pictat niciodată. Deci ele sunt foarte bune și valide, ceea ce eu ofer și pe partea de gratuit, adică. Dar fiind timpul limitat și eu să mă pot implica mai mult, atunci este și această opțiune premium, da? O anumită ofertă, da? Și, dar altfel fiecare are partea aceasta, dacă vrea să învețe mai repede, sau tot învață, adică eu nu tot spun bine și acolo. Super, doamna Florica ne spune, eu mi-aș dori să-l pictez. Foarte bine, doamna Florica, mă bucur. Așa. Doamna Florica, știu că am vorbit pe Messenger, așa că o paranteză, dar v-am văzut. Să știți că v-am sunat astăzi, dar poate ne auzim următoarele zile, deci să știți că nu v-am uitat. Bun. Cam program durează 8 săptămâni. Acum, ați văzut că am mai spus persoane care au terminat într-o lună. Sau cum este Georgiana, în 2 luni și jumătate a pictat deja 5 icoane. Nu este greșit, doar că este foarte important ca prima icoană să o pictăm corect, să urmărim toate etapele, da, deci toată partea aceasta. După aceea, noi învățăm cum a fost Georgiana, acum chiar este, nu știu dacă este aici cu noi. Dar o să vă arăt cum. Da, o să vă arăt și acum, după aceea putem să revenim. Uitați, dragilor, deci Georgiana a pictat, nu am poză cu cea de-a 5-a icoană, și sunt toate corecte. Are corectura liniilor, are partea de umbre, de culoare principală, de lumină. Nu se văd pozele atât, dar se dai cu zoom, se vede, adică ea a respectat totul. Se vede că prima icoană, ea s-a implicat, a pictat-o complet, a înțeles partea de umbre, de lumini, a urmat toate tutorialele, a venit la partea de întâlnirile de mentorat și ea a reușit, a înțeles partea aceasta și ea a reușit după aceea și acum îi place foarte mult pe partea aceasta și ea ne povestea cât de mult a ajutat-o pe partea sufletească, de liniște. Da, doamna Florica, cu drag. Daniela, și eu îmi doresc să-l pictez pe Sfântul Cuvânt. Păi e foarte bine. Este ocrotitorul tău, Daniela. Da. Deci este ok. Fiecare în ritmul său. Sunt persoane care în 3 luni sunt la etapa contur. Acest curs asta vă oferă. Nu vă oferă partea de presiune. Vă oferă fiecare să lucreze în ritmul său. Emilia ne spune, vă dorim să vi se întoarcă binele făcut, dăruindu-ne multe șabloane, mail-uri, sfaturi și chiar cursuri gratuite. Da, doamna Emilia, cu drag. Și doamna Emilia a văzut partea aceasta, știu că ea mi-a urmărit și partea de mail-uri, da, este un mini curs gratuit prin care voi învățați partea aceasta. Dumnezeu m-a pictat direct la curs, dar ea chiar face toate acestea și este de admirat și vă admirăm și noi pe dumneavoastră, doamna Emilia, și ne bucurăm să vă avem aici alături. Sunteți un model foarte bun, așa.
E foarte înălțător să pictezi icoane, ne spune Mariana. Da, așa este. Dar acum nu știu de unde apar liniile. iPhone, da. Deci oarecum aș putea să știu. Așa, da, nu știu cine ești iPhone, dar nu pot să-mi depărtez. Da, cineva face puncte pe aici, dar nu știu cum, că dacă eu aș vrea să dau share, eu nu m-aș pricepe la Zoom aici să dau share. Deci nu știu cine este, dar nu pot să le șterg. Nu, rămân. Da. Cu drag, doamna Emilia. Băi, nu, că-mi șterg icoana, da. Ia, să vedem iPhone. Nu, nu e. iPhone. iPhone di Angela. Angelica, Angelica. Cum ai ajuns să faci liniuțe? Să ne spui și nouă ca să... Ca să știi să nu mai faci bună seara. Cred că eu mâzgălea din greșeală. Da, Angelica, mâzgălea din greșeală, dar oare nu știi să ne spui și cum să le ștergem? Da, e ok. Acum să le și ștergem. Dar nu știu. Rămân așa. Dacă știe cineva să-mi spună, eu le șterg. Bun, vă spuneam și vă spun foarte pe scurt, în câteva minute, da, partea aceasta de... Ia să vedem cu liniuțele. Așa. Când termin, Mariana ne spune, când termin următoarea icoană, vă trimit poze. Mulțumesc pentru sfatul. Da, cu drag, Mariana, abia aștept pozele. iPhone. Așa, Angelica ne spune, nu știu cum, mă chinui să mă conectez cu dumneavoastră, am două mâini stângi. Oh, vă urăm două mâini drepte. da. E ok. Ne bucurăm că sunteți aproape. Sper că ne auziți. Ați prins o parte din înregistrare, din webinar. Mă rog, o să fie înregistrat, am să zic. Așa. Bun. Ca metodă de lucru, da? Deci, în prima săptămână vorbim despre materialele de pictat și aici, dragilor, aflați toate materialele cele mai bune pentru care mie mi-au luat ani de zile să le aflu și celor care au ales partea aceasta ca ei să facă singuri, ceea ce este foarte ok, deci eu nu spun că nu poți să înveți singur, doar că ți-a mai mult. Așa cum în prima săptămână tu ai aflat toate materialele de în drum de unde să ți le achiziționezi, și faci economie chiar și de bani, că nu mai testezi 7 seturi de pensule, da? Tu îți cumperi din prima un minim de 5 pensule și deja începi și pictezi. Pe partea de mindset vorbim de beneficiile recunoștinței. În cea de-a doua săptămână avem bazele iconografiei, da? Și prin aceste șabloane unice create, tu dobândești cum să pictezi mai bine, o să te ajute la partea de contur. Și acest lucru este foarte important, pentru că noi avem și o responsabilitate când facem icoane. Și este important să le facem cât mai corect. Dar cum să le faci corect dacă tu nu înțelegi ce e în spate? E, pardon, înțelegi prin aceste șabloane. Aceste șabloane le-am creat după primele ediții, da, de curs, prin care vedeam că sunt provocări, că nu înțelegeau cum se face ochiul corect, anumite linii și m-am gândit cum am învățat eu să fac. Ei, păi în clasa nouă, un semestru întreg, am făcut numai ochi, nas, buze, urechi, mâini, picioare, de toate, vezi, minte, da? Noi zice, a, păi da, se începe cu desenul. Atunci, voi nu le desenați, doar cei care vreți sau aveți talent, primiți și sunt două tutoriale așa scurte, explicite, pe partea aceasta, în care să vă exersați mâna, dacă vreți. Dar în principal, le printați și urmați linia peste cu pensula și acest lucru vă dă drumul la mână. La fel cum am învățat și să scriem, da? Pe partea de alfabet am urmat mai întâi niște liniuțe și după aceea am putut noi să facem singuri. Săptămâna 2 realizăm conturul, primiți tutorial complet în care în timp real vedeți cum se pictează și ce este foarte important și este cel mai important în acest curs este, dragilor, partea de feedback. Ai feedback personalizat, adică după ce tu ai terminat conturul, vii la întâlnirea de mentorat, da? Și
Îmi arăți poza și eu îți trimit exact, îți spun unde să corectezi, ce să faci. Adică nu îți spun doar în modul general cum poți să oferă la cursul gratuit, da, cele 7 lecții gratuite sau pe partea de mail-uri sau pe grupul privat. Acolo pot să spun la modul general sau să spun așa mai mult teoretic, dar practic eu nu am cum să intru la fiecare decât cei care vin la partea aceasta de curs. Iar pe partea de mindset vorbim despre echilibru emoțional. În săptămâna 4 vorbim de lacul și umbrele din icoana lui Isus, da? Aici aflăm secretele umbrelor desăvârșite, da? Cum să ne iasă foarte bine, cum să trasăm liniile. Și pe partea de mindset, cum să te ancorezi în prezent și să ai mai multă energie. Apoi vorbim de culoarea principală, la toate primești exact tutorial cum se pictează, cum se combină culorile ca nouă să ne iasă această nuanță și despre răbdare, cine n-are nevoie de răbdare, că inclusiv copilașii mici vedem că vor acum dau din picior dacă nu li se dă atunci pe loc. Lumina și fundalul, da? Aici este foarte ușor, deci după ce am respectat toate acestea, primiți feedback personalizat și eu vă spun ce să faceți mai departe. Și pe partea de mindset, partea de iertare, iarăși foarte importantă pentru a ne elibera sufletul și noi iertând, facem loc acestei conexiuni profunde, da? În săptămâna 7 vorbim de valorizarea muncii tale. Acum este gata o platformă, eu lucrez de ceva timp la ea și voi aveți o platformă în care vă faceți aceste, este în săptămâna 7, dar tu poți o faci în săptămâna 11 pentru tine sau poți face în săptămâna 3 pentru tine. Cel mai important este să respecti tot, o să bifezi toate acolo pentru cine o să vrea să colaborăm pe partea aceasta, o să ne întâlnim și o să vă arăt exact cum funcționează. Este foarte ușor și foarte simplu și tu așa ții maximul. Tu vezi exact tot cât ai ajuns, la ce procent ai făcut și tu îți faci în ritmul tău. Deci sunt persoane care au pictat într-o lună, alte persoane au pictat în 3 luni. Deci nu este partea aceasta de presiune. Ai poze explicative, trucuri și sfaturi utile pentru postări la partea de valorizare a muncii, mai ales pentru cei care vreți să primiți, oferiți cadouri și de ce să nu fie valorizate, da, să vedeți partea aceasta. Și aici am făcut acest modul, mai ales fiindcă am văzut că sunt persoane care vor să vândă, da? Și atunci eu vânzând icoane de atâta timp, am oferit din tot ce am știut eu de partea aceasta. Bun. Și pe partea de mindset, tehnici eficiente pentru a-ți crește vibrația. La final primești certificat de participare, care vreau să vă spun că majoritatea cursanților mi-au spus că le-au crescut încrederea cu un grad. Așa, deci au spus că este wow, așa, e ceva foarte tare, mai ales când da, ai o vârstă, nu mai faci școală, nu mai faci așa și e, te ajută. Și să știți că ne ajută foarte mult partea aceasta și de realizare. Deci gândiți-vă că aveți odată o icoană finalizată, da, și mai primiți certificat, adică și în ochii celorlalți din jurul nostru, noi căpătăm mai multă valoare și chiar îmi povestea o doamnă, abia a terminat săptămâna trecută cursul cu Isus și îmi spunea că ea are 2 copii, are 2 băieți și îmi spunea că băieții ei, soțul spunea că, na, băieții fiind adolescenți, este chestia aceasta de respect. Și zicea că soțul mereu s-a înțeles foarte bine, nu a avut probleme, o respect maxim. Dar, na, ca adolescenți sunt provocări pe partea aceasta. Și când am văzut că mama a terminat o icoană de pictat, da, a primit diploma de participare și a printat-o și a spus că au crescut în ochii lor. Deci, efectiv, copiii spuneau, mama pictează și așa, admirativ. Și a fost ceva, un lucru la care, na, nu te gândești poate neapărat când te înscrii la curs, de-aia se înscriseze pentru partea de liniște. Deci, ăsta a fost un mega bonus, wow, să capezi mai mult respect în fața unor adolescenți, nu? Și cu toții știm provocările adolescenței. Voi primiți la finalizarea icoanei o serie de bonusuri, 2 șabloane cu ce sfinți vreți voi, partea de bibliografie din iconografie și echilibru emoțional,
cele mai eficiente 7 tehnici de mindset, e-book, terapia prin arta icoanelor, cum să vinzi icoane, unde, cât, cum, pentru cei care vor să vândă icoane, da? Și video explicativ cum se ambalează icoane, cum să trimiți icoane. Acestea sunt valabile pentru oricine. Poți să dai cadou la cineva din altă localitate și atunci cum se ambalează icoanele? Sau poți să le donezi. Și atunci pe partea aceasta de donat, iar poate fi nevoie să ambalezi. Pe partea de lucru, deja v-am mai spus, o parte, da, sunt peste 21 de tutoriale practice și poze de ghidaj, primești feedback personalizat în cadrul întâlnirii de joi de la 19. Atunci evaluăm partea de icoane și îți spun exact ce mai ai de făcut. Cursurile sunt înregistrate, partea teoretică, fiecare modul în parte, da, inclusiv întâlnirile, astfel că dacă ratezi o întâlnire, o vezi după aceea și vezi și feedback-ul oferit. Ai teme concrete de la o săptămână la alta, toate sunt în platformă organizate, ai dat ok, ai terminat modulul, ai trecut la următor, foarte simplu. Ai un grup de suport de acces timp de 6 luni. Primești suport personalizat, acces la materiale pe viață, îți rămân și ce este foarte important, model replicabil. Tu ai învățat să pictezi o icoană și apoi mai departe poți să pictezi. Partea de mindset, devii mai calm și aici în funcție de recenziile cursanților, deci foarte real, o să completez cu ceea ce o să primesc pe partea aceasta. Deja am mai primit, dar vreau să mi se confirme de mai multe ori partea aceasta de conexiune cu sufletul, de creșterea încrederii. Tot mai multe persoane care termină îmi spun partea aceasta și deocamdată le nu pun așa categorii, da? Și să capete, să se adune mai multe astfel de recenzii și o să includ. Dar vreau să vă spun doar lucruri reale, ceea ce știu foarte sigur este că devii mai calm. Și sunt și alte beneficii și le vom descoperi pe rând în funcție de părerile. Uitați, Daniela, de exemplu, este profesoară de informatică și matematică. Uite, și la mulți ani, Daniela, da, este ziua ta astăzi. Și uite ce frumos ne spune. Din iubire pentru Mântuitorul Iisus Hristos și din dorința de a fi mai aproape de Dumnezeu și de a-mi liniști sufletul, am ales să fac acest curs fără să știu că va urma o călătorie către inima mea. Deci este fascinant când, da, ea s-a înscris pentru ceva mai mic și a primit ceva mai mare. Cursul este un tezaur de tehnici, de pictură, dar și hrană spirituală, o adâncire în ființa mea, ghidată pas cu pas de către Mihaela. Da, mulțumim mult, Daniela. Și uitați, prima icoană pe sticlă, fără să mai fi pictat vreodată. Este fascinant, da? Și după aceea a înțeles toată tehnica, m-a văzut umbrele toate, cum se fac și a ajuns la cea de-a doua icoană. Și deja acum oare în lucru pe a treia. Și în 2 luni a pictat 2 icoane. Noi avem pe Gabriela Scorțanu, are 46 de ani din Brașov, primele 2 icoane pictate în doar 5 săptămâni. Și aceasta este prima, se vede un pic liniile un pic mai tremurate, pe aici un pic și deja aceasta este a doua și umbrele, trecerea este mult mai bună. Este fascinant să vezi o diferență și aceasta este superbă pentru prima dată când pictezi, da, fără să ai talent și ca să vedeți valoarea faptului că este replicabil și tu te îmbunătățești de la icoană la alta foarte repede, deja la a doua icoană este foarte bine. De Georgiana v-am arătat, pe doamna Emilia o știți cu toții, nu mai am poze, o să mai actualizez, deja este la 8-a icoană, felicitări doamna Emilia încă o dată. Cum Alexandra, da, de care v-am spus cu Ioan și Anastasia, da, cu primele lor icoane. Și ce mi-a spus Alexandra a fost că copilașii n-au mai avut răbdare să corecteze partea aceasta, deci ele au rămas așa, necorectate liniile și au spus că au fost foarte atenți la partea aceasta de umbră, cum să vină, da, pe lângă
A fost ceva, doi copii durase să stea o oră și ceva și să se conecteze. A fost ceva fascinant și neașteptat nici pentru mămică, nici pentru copii. Oana este psiholog și psihoterapeut. Nu a mai pictat niciodată. Ea, ca psiholog, știa partea aceasta de a terapie prin artă. Și aceasta este a cincea icoană, pe soțul ei îl cheamă Gheorghe și i-a oferit cadou, da? Și deja este la a șasea icoană, știu că o are în lucru, a terminat-o pe cea cu Sfântul Nicolae, a șasea, deja e la a șaptea, în mai puțin de 5 luni și ceva. Deci, încă numărăm. Deci, și tot mai mulți care încep să picteze îmi spun că nu se mai pot opri, le place foarte mult, simt liniște, se conectează. Este ceva fascinant, mai mult decât m-am gândit și eu că ar putea să fie prin această strategie. Ai, uite, doamna Gabriela ne-a pus aici. Wow, foarte bine, doamna Gabriela, felicitări! Mai aveți foarte puțin. Da, și aici evoluția va fi mult mai vizibilă. Deci această icoană este pictată de doamna Gabriela în cadrul cursului. Da, se vede linia, umbrele, cum vin foarte bine, toate sunt, au primit feedback, au venit la întâlnirile de joi, i-am spus peste tot cum să mai facă la linii, să le îmbunătățească. Și, diferit de prima icoană, care desigur este foarte bine pentru cineva la început, da? Dar dacă stai și analizezi și îți dorești să faci mai mult, vezi un pic că liniile sunt un pic de mai strâmbe, da? Acum voi vi le compar dacă mi le-ați trimis, nu? Așa. A, e bine, da? Bună seara încă o dată, asta era și ideea. Dacă vreți, chiar puteți face un studiu de caz înainte și după. Pentru că Da. eu, după ce am terminat prima icoană, evident că am fost super încântată. Fiecare când reușește să creeze ceva, cred că actul de creație, ceva care ne apropie de dumnezeire. E sclipirea aia când ți se umple sufletul, vezi, Doamne, ce am putut eu să fac, uite ce frumos a ieșit. Deci eu după fiecare lucrare, îmi pare rău că poate nu sunt foarte obiectivă, sunt super subiectivă, dar le iubesc pe toate. După un timp, două, o zi, două, mă liniștesc și mai revin, mai reușesc să mă îndepărtez, fac doi pași în spate și să îmi privesc altfel. Dar chiar merită. Mărit și discutat pentru că acum realizez diferențele între liniile, umbrele făcute la prima icoană și ceea ce a însemnat plus valoarea adusă de mentorat, de ghidare și tot ce înseamnă corecție la fiecare etapă în parte. Da. Da, e. Mulțumim, doamna Gabriela, s-a făcut public Da, aici. E plus prima că dată am mai în... făcut o năzdrăvănie, spunea domnul Marius că avea o chestie, un touch de personalitate și a vrut el să facă nu știu cum o chestie, nu mai știu exact la ce anume. Așa și eu, am avut touch-ul meu de personalitate și mi-a zis, a, la urire, păi eu aurez tot mai, o aurez pe tot de la un capăt la altul, dar eu nu reținusem și nu făcusem chestia aia de bibileală, adică ține un pic în lumină și acoperă cu grijă toate fantele, așa, și prima, dacă o dați de aproape, o să vedeți că are sclipiri, zici că e luminat pe dinăuntru, se vede auriu din spate, are punctișoare de auriu în desen, dar a fost prima. A fost prima și asta v-a făcut curaj să faceți Asta, da. următoarea. Adică ați văzut cam ce puteți, v-ați dat seama, e bine, dar se poate mai bine și atunci v-a determinat și să învățați. Da, a fost dorința de a face, de asta îi înțeleg pe toți când pleacă cu una, simt imediat nevoia să înceapă și o a doua, să fie
Da, parcă te cheamă, te stimulează, da, pentru că reușești să faci ceva. Eu sunt de formație inginer, am lucrat ca funcționar public. Hopa, a apărut pensula în mână. Adică, nu știu, alții poate au avut alte activități mai apropiate și n-am, să zic, pictori în familie sau cum ați avut dumneavoastră pe mama și ați avut un... Da, și mama lucra, a fost educatoare, mai făcea niște iepurași și păsărele pentru copii, dar ceea ce am putut să fac, și asta cred că e ceva care te atrage și în sensul de icoana, cum spuneam și mai de mult cu alte ocazii, că icoana pregătește locul în inimă pentru Dumnezeu. Și asta cred că a făcut și începutul meu pe drumul ăsta al pictării de icoane. Am mai avut niște tentative de când am zis gata, vreau să fac altceva, vreau să încerc să desenez. Undeva în creier era ideea, punctișorul, vreau să ajung să desenez icoane. Vreau să ajung să desenez icoane și spuneam la un curs la un moment dat de acea parte de să vizualizezi. Și tot îmi imaginam că am să ajung și am să pictez icoane și oamenilor o să le placă. Adică o să fie ceva frumos, că în general faci pentru tine, te bucuri, țopăi prin casă, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, oh, ce frumos, dar dacă cei din jurul tău nu vin în cercul tău și nu-ți împărtășesc bucuria, parcă așa să te bucuri de unul singur. Nu e complet. Da, exact, este incomplet, pentru că, în general, bucuria trebuie împărtășită. Trebuie Exact. împărtășită și bucuria și iubirea și, da, și totul. Și de asta v-am trimis-o ca și mai material didactic. O să mai îmbunătățim după ce o termin pe asta, că eu sper că, că toate o să decurgă așa cum trebuie până la final. E fără ultima corecție, cea cu icoana lui Isus. Între timp am făcut și corecția de la culoarea principală, dar e nici privirea Sfântului Ierarhie Alexandru nu mi-a ieșit. Partea de jos, ia uitați aici, Da. apare ruptă. Are foarte multe neajunsuri, inclusiv am trecut prin etapa aceea care spuneați dumneavoastră și ne-ați povestit-o cu că ați făcut la un moment dat chipul în copilărie, chipul unui sfânt, l-ați făcut prea închis la culoare și că v-ați necăjit și așa. Și am spus, aole, uite ce închis la culoare. De ce? Că trebuie să fii luminos, trebuie să fii radios. De ce mi-a ieșit? Bine. Și de asta a doua icoană mi-am dorit-o să fiu mult mai atentă și n-am știut până atunci că se închid culorile cu două tonuri, deci se închid după ce se usucă, deși aș fi putut să observ, da? Da. Altfel a fost când a fost povestit. Da. Da. Oricum, mă bucur de direcție. Felicită și noi vă bucur, ne bucurăm că ați împărtășit cu noi și vă mulțumim. Te Da. foarte curajoasă! Da, păi nu, e clar, o văd, îmi place, are o poveste, da, sunt eu și îmi place, ca și atunci când mă înveți să mergi pe bicicletă și te uiți în poze cum stăteai cu roțile ajutătoare, știți? Da, e povestea aia de, uite, m-am putut și am crescut. Da, e mândrie, n-ar trebui acum că încă îi poți, Doamne, iartă-mă, dar e așa, e o bucurie de O evoluție. bucurie, da. Da, Da. Păi da, da. contează să ne bucurăm, da. Mulțumesc frumos! Cu drag, da. Deci, dragilor, mai mult de exemplu în sine, imaginea și ce am vorbit acum cu doamna Gabriela, chiar... Credeți că putem să facem ceva cu chinezul? Să mai completăm, cu toții putem să vedem partea aceasta. Da, pentru început este foarte ok, dar ca să înțelegem mai în profunzime și încă nu este finalizată, mai are foarte puțin.
Și deja, dar și pentru numai cât a făcut până aici, dacă ne uităm doar la contur, uite aici, nefinalizată, buza aceasta nu înseamnă cu o buză, ea fiind la început, nu n-o înțeles cum vine. E, aici a înțeles totul, a avut tutoriale complete, pozele de ghidaj, întâlnirile de mentorat, care evaluăm partea aceasta și mi-a spus la fiecare ce să facă și deja este o evoluție fantastică. Aici zici că treci de la 3 ani la facultate. Da. Deci este ceva, iată, linii aici nefinalizate. De ce? Pentru că nu înțelegea profunzimea, diferit de atunci când ai parte de un ghidaj și înțelegi. Aici toate liniile sunt finalizate, scrisul este perfect corect. Umbrele, a înțeles totul, este fascinant, wow. Uite, nici eu nu mai am, nu știu dacă am de la cineva, este prima dată când face o, așa, before și after, cum fac ăștia, nu? Înainte și după, așa și noi. Da, wow, foarte bine, felicitări. Uitați-vă la scris aici, Sfântul Ieraș Alexandru. De așa am înțeles, adică nu că s-o grăbi, nu că blăda și cadou, adică clar l-o fă cu toată inima, nu? Ați văzut ce suflet pune când povestește, deci nu se pune problema că, a, hai să fac și eu, deci nu, l-o făcut cu toată dragostea, dar neavând partea de ghidaj, nu avea cum să facă din prima atât de bine. Vedeți partea de culoare, de-aia uitați aici cum pare așa spălăcit. Și aici deja, uitați ce bine pare, arată partea de culoare. Da. Felicitări, doamna Gabriela, bravo pentru curaj. Este evoluție fantastică, fantastică. Uitați și la linii aici, așa mai întrerupte, da, nu înțelegea partea aceasta de câtă apă să pună, cum să ducă pensula, așa, așa, având un tutorial în care tu vezi exact cum să faci toate liniile. Deci, este perfect, exact ca șablon. Ați trecut direct la ați luat absolvirea la facultate. Foarte tare, felicitări. Da. Mulțumim că ați împărtășit cu noi, este ceva fascinant. Da, dragilor, pentru seara aceasta e cam atât am avut să vă zic. Dacă vreți să lucrați pe partea de curs, ați văzut și la doamna Gabriela diferența. Vă trimit linkul pe Messenger și puteți să, așa, să aici. Vă programați la o întâlnire 1-1 și da, numai puțin. Și abia aștept să povestim, să-mi spuneți ce ați vrea să îmbunătățiți și eu vă pot oferi partea aceasta de ghidaj, de mentorat, în care aveți acces la aceste materiale. Și ne evoluați foarte repede. Și sunt curioasă dacă se deschide link-ul, dacă merge, cum este, dacă vreți pe partea aceasta, da? Cine vrea, vă aștept cu drag să vorbim și să evoluăm împreună și să creăm astfel de povești atât de emoționante, da? Cum v-am vorbit în seara aceasta cu doamna Gabriela și cum am vorbit și cu doamna Emilia, da, cine mai este ne urmărește mai mult timp, știți că și dumnea ei ce tot așa un vis, da, și dorea foarte mult de câțiva ani. Uite că a prins viață acum, ea fiind bunică, da, și ea m-a reușit și este fascinant să v-am arătat-o, da, pe ne-am și văzut la un workshop în toamna aceasta, da? Deci este fascinant ce când îți deplinești tu partea aceasta de vis. Bun. Vă aștept la întâlnirea 1-1 pentru cei care vreți să lucrați la nivel profesionist, să avansați în 8 săptămâni cât alții în 2 ani. Georgiana ne spunea acest lucru, că a învățat în 8 săptămâni cât alții în 2 ani. Da? Deci ea chiar a pictat foarte mult și fără studii și fără nimic. Deci chiar este o... Am citat de la cineva, o cursantă care a reușit și să-mi țin promisiunea pentru cadou, da? Acum, știu că le aveam pe... Ați văzut că eu dau rar astfel de cadouri pe lângă partea de pe mail, da, tot ce primiți, ați văzut că
Fac așa, dar șabloane mai aveți, am mai dat de 2 ori anul acesta și probabil, nu știu, la anul, dacă o să dau, când o să dau, așa că chiar felicitări că sunteți aici în această seară și beneficiați de partea aceasta. Le dau aici, le găsiți în Messenger, îmi spuneți dacă se descarcă. Și vedeți că am făcut și în oglindă, fiindcă data trecută era cineva care nu putea și nu zicea că le dorește în oglindă, că îți vine mai ușor în oglindă să îl pictezi cu drag. Mai așteptăm un pic ca să vi le descărcați fiecare, dar să-mi spuneți dacă s-a descărcat. Și aici vedeți primul. Este cum o să arate icoana finalizată. Aici este schița, o printați așa cum este, este printată deja în oglindă și aici este, vă puteți pune lângă pe telefon, da, ca să știți cum să faceți partea de culori. Mulțumim frumos, super cu drag. O mențiune, a, nu, nu să dau o micșorare. Da. Da? Ce vreau să vă arăt pentru cei care sunteți la început. Se vede icoana, nu? Sau n-am dat share screen. Da, stați așa. Până descărcați voi, da, să fim siguri că ajunge la toată lumea, vreau așa să intrăm un pic în detaliu. Această icoană cred că am pictat-o, nu știu, are 10 ani sau 12 ani, nu mai știu cât este pictată. Și vreau să vă spun de niște detalii care între timp se vede când ești, da, mai pe la 20 de ani, mai faci anumite detalii care acum sunt un pic diferite de viziunea mea, în care, nu știu cum îl avem pe Sfântul Ierarh Nicolae, care este de-a ultima pe anul acesta pictată până acum, în care are detalii multe, dar mult mai finuțe. Și gen așa să mă vulnerabilizez un pic în fața voastră, că cu toți învățăm toată viața. Adică dacă eu nu aș fi pictat Cum această salvez eu icoană asta? în trecut, nu aș fi ajuns la această icoană. Deci să vă dau și vouă curaj. De ea este foarte bine realizată peste tot, este foarte ok. Doar că cine nu vrea să facă aceste detalii, da? Deci rămâne doar la partea de șablon. În șablon nu sunt partea aceasta cu albastru, da? Și cu alb. Deci nu le faceți. Și ca o recomandare, ca să mă simt eu împăcată la cum mă gândesc eu acum versus vedeți cum îmi critic, cum ar veni. Deci este foarte ok. Deci puteți să-l pictați, să vă urmați după tot. Mai puțin cine își dorește să iasă mai finuță, da? Tot că vorbeam de responsabilitatea icoanei. Nu mai faceți partea aceasta. Cum se poate descărca. Va apare o săgeată când puneți mouse-ul pe imagine și o descărcați. Mergeți. Da, mulțumim, degetați că v-au răspuns, da? Sper că ați reușit. Și să dăm zoom și la șablon, ca să vedeți că pe șablon nu apar aceste linii. Deci voi respectați exact șablonul. Dacă vreți să faceți aici cu alb punctele de la auriu cu alb și roșu, acestea sunt foarte ok. Le faceți înainte să dați cu lac. Deci acestea le faceți încă de când faceți cu negru, atunci se fac și aceste detalii. Dacă vreți să faceți toate acestea. În rest, respectați șablonul și este foarte ok, foarte bun. Da? Deci respectă totul. La scris, dacă sunteți mai pe la început, nu îl faceți, sau dacă aveți emoții, chiar dacă sunteți poate la a doua, a treia icoană, mai bine nu faceți, da? Și păi da, de pe telefon. Puteți să faceți și captură de imagine. Da, dar se poate și descărca. Aveți o claritate mai bună la printat. Este foarte ușor, nu știu, nu sunt pe telefon, dar este exact cum v-am spus, că nu toată lumea este pe calculator și uitați că au putut să descarce.
Uite, doamna Emilia, mi-a să ocupești niște liniuțe. Seara liniuților, deci e prima dată. Trebuie să mă uit în setări să vedem să nu mai apar așa liniuțe. Hai că acum e ok, dar pe viitor nu se știe cine ce și cum. Eu te mulțumesc frumos pentru tot. Cred că o să continui pe calea grea, așa sunt, simt momentan sărbători fericite. Da, domnul Teodor, acum azi nu vă supărați pe mine. Da, eu am fost sinceră, v-am spus și uitați, doamna Gabriela va arăta și ea calea grea și calea ușoară, dar este foarte ok și eu știu și să știți statistic, cam 20% din toți cei care mă urmăriți și vedeți mail-urile mele nu o să veniți niciodată la cursul premium. Deci nu o să vreți niciodată partea de feedback, o să mergeți calea grea. Și dumneavoastră puteți faceți parte din aia, deci veniți în continuare la webinarii, puteți, deci nu, eu nu mă supăr, da? Deci eu știu și partea aceasta, adică nu, nu e o gândire copilărească, a, gata, vai, uite, doar așa. Altfel, dacă ar fi fost pentru mine doar partea aceasta, da, să vă zic la toți, haideți că vă învăț la cursul premium, eu nu vă mai ofeream acele lecții gratuite. Deci eu nu mai făceam acel mini curs gratuit în care deja peste 60 de persoane au pictat icoane. Așa, doamna Emilia, are cadou. Da, liniuțele au apărut când am încercat să descarc. A, da, doamna Emilia, e ok. Da, deci sărbători fericite dumneavoastră de domnul Teodor, continuați să pictați, acum cât pot, în limita spațiului, vă dați seama, a timpului, cu toți avem timpul limitat și atunci cursanții sunt, îi prioritizez, deci lor le răspund mai repede la mesaje, au parte de feedback, da, în întâlnirile live și atunci se poate. Și, dar așa ce pot, eu vă mulțumesc că am văzut că sunteți activi și pe grup și m-ați răspuns acolo la partea aceasta ce greutăți aveți. Îmi pare rău așa câteodată că văd că aveți multe greutăți, dar din păcate nu pot mai mult să vă ajut decât pe partea aceasta de curs premium. M-ați văzut că m-am inspirat, am ținut cont de toate părerile și fac acel cod al pictorului, la care se vede că este muncit. Da, uneori și 2 zile ca să mă trătuiesc să vă fac cu poze explicative, să caut, să mă documentez, să vă luați maximul din partea aceasta, dar oricât de mult mi-aș dori să vă ajut pe toată lumea, dar calea cea mai ușoară este să ne asumăm de ambele părți și atunci am într-o colaborare asumată, da, în cadrul unui curs, cu întâlniri de mentorat, atunci puteți să vă luați maximul de valoare și să evoluați și da, și doamna Emilia, ea pictează în continuare și colaborăm în continuare și pe partea aceasta și vedeți ce rezultate minunate are. Da. Bun, dragilor, așa este pe partea cu Sfântul Proroc Daniel. Așa. Și am mai descoperit, dar acum în timpul întâlnirii, deci nu am văzut înainte, mi-am descoperit mie o greșeală. Acum puteți să vă notați cei care o să pictați, da? Aici vedeți că se duce veșmântul albastru deschis până aici. Și eu l-am colorat cu albastru închis. Deci puteți să vă notați și să-l faceți tot cu albastru sau gri, nu, este gri. Gri ca deci este gri aici, ca la sulul acesta, aici este gri și aici vine cu gri. Aici este cu albastru, aici este roșu, puteți să faceți și roșu spre portocaliu, vermilion, da? Puteți trimite poze, chiar m-aș bucura să văd cum faceți, cum este pentru voi partea aceasta. Dacă aveți întrebări, eu vă răspund în limita timpului disponibil. Ați văzut că cu toți avem 24 de ore și oricât de mult mi-aș dori pe partea aceasta, nu pot la toată lumea. Așa, prioritizând, cum am mai spus, partea de cursanți. Dragilor, dacă aveți ceva întrebări pentru partea aceasta, dacă nu, ne bucurăm de seara aceasta împreună, chiar o așteptam așa cu bucurie să ne mai conectăm împreună și să povestim partea aceasta, că este important pentru toți să ne simțim așa conectați, că avem scopuri, valori împreună, nu? Pe partea aceasta de icoane, de evoluție sufletească. Da, doamna Mariana ne spune sărbători fericite, spor la icoane, succes în continuare și mulțumim doamnei Mihaela pentru ajutorul acordat. Da, doamna Mariana, cu drag, felicitări dumneavoastră pentru tot, sărbători fericite, dragilor, cu bucurie!
Vă mulțumesc că ați fost împreună această seară și împreună contribuim, cum era și la început, da? Prin icoane să aducem lumină, da? Să aducem pace și mai ales că acum se apropie nașterea Domnului, deja mai avem doar o săptămână și începem Crăciunul, nașterea Domnului și este foarte bine. Dragilor, cam atât pentru seara aceasta. Vă doresc o seară binecuvântată, sărbători fericite, ne vedem la anul, nu știu când o să fac partea de următorul webinar, o să vorbim, păstrăm legătura pe mail, pe grup și comunicăm pe partea aceasta. Vă doresc o seară binecuvântată, spor cu bucurie în toate și spor la pictat și noul an să vă aducă cât mai multă pace sufletească și cât mai multe icoane să pictați pe partea aceasta. Cu drag, doamna Gabriela, sărbători fericite, o seară binecuvântată, cu drag, Gabriela, numai bine, pe curând, la revedere! La revedere!